Așadar, pornim și niște probleme. Mi-ai promis că ai niște probleme acolo. Am, câte vreți. Dacă vreți, vă dau culegerea asta să vedem. Nu. Ia la întâmplare acolo probleme, să vedem. O problemă sau un exercițiu? O problemă, gata. O problemă. Să gândim o probleme. Haideți să vedem. Trei ciobani au împreună 1040 de oi. Deci, cei trei ciobani au împreună 1040. Jumătate din numărul oilor primului cioban. Deci, trei ciobani. Ciobanul ăsta. Cu ciobanul. Celaltul ăsta. Și cu celălalt. Celaltul. 1040. 1040. Da? Jumătate oi. Din numărul oilor primului cioban este cu de 10 jumătate. Mai mare decât sfertul numărului oilor celui de-al doilea cioban. Ai citesc o dată. Da. Jumătate din numărul oilor primului cioban. Jumătate din numărul oilor primului cioban. Este cu 10 mai mare decât sfertul numărului oilor celui de-al doilea cioban. Înseamnă că eu împart pe al doilea cioban, îl împart în 4 ca să-i văd sfertul. Corect. Atenție. Deci, jumătate și-a făcut jumătatea. Da. De jumătate din numărul oilor la primul și-a făcut jumătatea. Adică segmentul ăsta. Da. Este cu 10 mai mult decât sfertul, decât sfertul oilor celui de-al doilea cioban. Da. Înseamnă că am nevoie de sfert. Uite, practic. Sfertul ce face? Păi clar, acum. Uite, practic. Sfertul ce înseamnă sfertul? Să-l împart pe întreg la 4. La 4. Deci la 2 odată. Și încă o dată la 2. Face și. Da? Și acum vă mai zic o dată. Jumătate din numărul oilor primului cioban este cu 10 mai mare. Adică jumătatea asta. Da. E mai mult, iată dacă ar duce punctat, decât sfert. Sfertul e doar atât. Cu 10. Și mai are în plus pe asta, pe bucățica asta, care înseamnă 10. 10 oi. Da. Deci segmentul de aici, atenție, segmentul ăsta de aici, de la sfert până la jumătate, înseamnă 10 ori. Da? Insistăm. Deci bucățica asta de aici. Două sferturi egal 20 de ori. Două, dar stai o secundă, că nu știu cât e de mare. Asta. Atenție. Deci, vezi tu, David, încearcă ceva, că ai vrut să spui ceva foarte tare. Deci, David, față de jumătate, asta era jumătate, da? Sfertul de aici... Adică ar fi un sfert, cu până atunci ar fi 15. Pentru că bucățica e 10 și că... Bucățica asta e 10, da? Da. Dar bucățica asta de aici, David, da, e peste sfertul ăsta, nu? Deci sfertul e până aici. Uite, hai să facem sfertul. Dar toată lumea e atentă. Da, vreau să prindem problema bine. Da. Deci, insist. Prima parte a problemei, n-am citit problema în totalitate. Daria, ești atentă aici, ca să putem prinde. Deci spune așa problema. Jumătate din numărul oilor primului cioban. Jumătate din primul cioban, hai să zicem noi așa. Da. Ne știm că la oi se referă. Da, este jumătate la primul cioban. Sfertul, e cu 10 mai mare decât sfertul oilor celor de-a doilea. Perfect. Noi am făcut sfertul. Sfertul îl vedem așa. Cu 10. Așa. Ce am pus cu verde, așa e sfertul. Da. Până aici, așa. Pețele se înseamnă sfertul. Și partea aceea cu roșu, hai să zic, este, înseamnă ce bucățica asta? Înseamnă 10. Da. Deci sfertul plus 10 fac jumătate. Încă un sfert și un 10, încă un sfert și un 10, fac întregul oilor pentru ciobanul de aici, da? Da. Deci, hai să judecăm așa. Un sfert plus o 10 fac
segmentul ăsta, jumătate, da? Da. Încă cine? Încă un sfert plus 10 vor face cine? Vor face întregul pentru oile de sus, la primul cioban. Deci, uite, vezi? Un sfert plus o 10 plus iar un sfert plus iar o 10 plus 20. Deci 10 și cu 10, 20 și plus 2 sferturi. Adică plus jumătate. Plus jumătate din oile acestea fac oile la primul. Da. Mai insist o dată, că aici îi primează probleme. Da? Aici îi primează probleme. Dacă noi ne prindem aici, David, o facem problemă. Fetelor. O facem. Care, să vă spun care e secretul la probleme. Deci când ne-am probleme, aia la probleme este momentul cel mai tare, cel mai frumos. Vreau să vă spun că la probleme de aritmetică, foarte multă lume dă înapoi. Din ce motiv? De cele mai multe ori sunt tentați să le ducă algebric, pun în ecuații, fac sisteme pe acolo, nu știu ce. Părinții, când se apucă să-și ajute copiii, fac chestia asta. M-au sunat de multe ori pe mămicile și mi-au spus, fac și nu mă înțelegi de-o băiatul. Așa. Acum, secretul este următorul. Trebuie să avem încredere că putem să o facem. Am făcut chiar o lecție. Încredere plus cititul problemei de foarte multe ori înseamnă problema rezolvată. Deci, n-am terminat de citit problema. N-am terminat-o. Nu. Dar în primă parte, aici eu vreau să o înțeleg, Daria. Zic așa. Păi, dacă un segment, deci jumate de segment e 10. Un segment întreg e 20. Vezi? Nu, nu jumătate. Nu e jumătate, că n-am pus până la jumătate aici. Deci vezi tu, chiar mi-a ieșit figura foarte interesant. Când am împărțit-o în 4, pe numărul oilor când am împărțit în 4, nu mi-a dat jumătate din segmentul ăsta, ci o încăpățelă m-a rămas aici. Da? Întâmplarea a făcut că să fie chiar deodată aproape de realitate. Dar eu mai iau încă o dată, David, ca să înțelegi. Deci, primul cioban are atât. Noi lucrăm cu jumătate la autor, așa, jumătate zice. Pentru cel de-al doilea, e un alt număr, un alt segment. Deci e un alt segment care are cam atâta lungimea, să zic eu. Da? Cam atât. În momentul care comparăm jumătatea cu sfertul, ne duce mintea să construim sfertul acestuia. Că zice, comparați jumătatea cu sfertul. Că jumătatea, nu? Jumătatea cu sfertul înseamnă că la sfert mai punem încă 10 ca să ajungem la jumătate. Și atunci, ce o să fac acum? Împart, fiind vorba de Daria. Ești atentă, Daria, cum să fac să ajung la tine? Hai, te rog să fii atentă. Că fac și pentru tine discuția asta. Îmi părăsi problema. Ce se întâmplă? Ești obosită? Hai să facem. Ieșim afară un pic, alergăm prin jurul... Hai, mobilizează-te puțin, facem problema asta, te rog, mamina. Hai. Deci, vezi, împărțim în 4. Nu e grea deloc. E grea, dar trebuie să fim atenți. Tu mi-ai ales-o. Da, prima am luat-o. Prima. Da. Fiindcă e vorba de a compara jumătatea cu sfertul, mintea îmi fuge imediat să construiesc sfertul pentru cel de-al doilea cioban. Sfertul înseamnă să împart întreg în câte? În patru. Adică am împărțit în 2 și fiecare jumătate încă în 2. Ei? Deci la primul cioban ați făcut 2 jumătăți și la al doilea cioban ați făcut 4 sferturi. Da, 4 sferturi. Corect. Da, e corect ce am gândit. Da, bun. Acum zice, jumătatea ăstuia e mai mare față de sfert. Este cu 10 mai mare. Deci e mai mare decât sfertul, da? Decât sfertul, da. Și cu cât e mai mare? Cu 10. Adică până la jumătate, uite acum punctăm, până la jumătate, mai trebuie... 10. Mai trebuie să completez sfertul ăsta cu ceva. Da, cu 10. Cu cât am completat? Cu 10. Cu 10. Sfertul plus 10 egal jumătate de la primul. Perfect. Sfertul plus 10 face jumătate. Da.
Asta înseamnă că la primul avem sfert plus 10, sfert plus 10. Asta era. E corect, Dania? Asta deci înseamnă că la primul sfert plus 10, sfert plus 10, avem 20 plus 10. Păi sfert plus sfert înseamnă jumătate. Jumătate. Jumătatea la al doilea plus 20 înseamnă primul. Asta era. Haideți, m-am prins, domn profesor, am înțeles și eu. Asta era. Am înțeles și eu. Ia să văd dacă Ștefania mă înțeles și Dania. De ce m-am prins? Domnule, m-am prins. Ba, o data viitoare nu mă lăsăm aici. Nu, mă dați afară. Da. M-am prins înaintea lor. Ne strică jocul, mă. Aaaa. În loc să... Deci încă o dată, insist. S-ar fi, n-am înțeles eu, domnule. Haide să vedem, mă urmăriți. Deci autorul, n-am citit, este extraordinar ce... Dragilor, stimați colegi, m-a trezit învățătorul acum. Încercați să mobilizați copiii. Nu neapărat citim problema la un cap la altul. Exact, și sofisticăturile astea de aici. Nu! Nu! Uh-huh. De bucăți, prima parte, să o înțelegem aici, să traducem, să vedem segmente, să vedem cum anume. Nici nu m-am gândit la metoda figurativă. Eu sunt înnebunit când aud, trebuie să învățăm șabloanele. Nu. Adică să învățăm modelul, metodă figurativă, metodă mersul înapoi, exact. Mersul da, da. Falsă comparație, nu știu ce. Nu, domnule, concret ne descurcăm. Eu am notat cu segmente aici, dar puteam să notez cu pătrate, cu știu ce știu eu acolo. Important era să văd jumătatea cu sfertul de la al doilea. Și dacă copiii înțeleg. Deci aici e toată filozofia, da? Deci, dragilor, aici cu segmente m-am dus și am zis așa. Jumătatea de la primul da. Se compară cu sfertul de la al doilea. Da. Așa. Înțeleg eu care e jumătatea de la primul și sfertul de la al doilea? Păi dacă un sfert e... Un sfert plus 10 e jumătate de la primul. Păi adică un segment e 20. Înseamnă. Nu, care adică segment e 20? La de jos. Da, ca să zică întâi capitolul. E sfertul de la al doilea. Care e 20? Zic Mihaela, ca să înțeleg eu. Care? Care e? Mă lăsați într-o lecție de matematică, dacă s-au văzut discuția. Sunt într-o lecție de matematică, sunt de prof online TV, sunt în direct. Ne arate. Nu pot răspunde. Hai, Davide, vino la Mihaela. Bine. Păi și eu. Domnul profesor, Davide are, vei da altfel ideea, poate vă ajută. Ia să vedem, Davide. Păi asta va fi 20, dacă o bucățică din asta e 10, totul va fi 20. Aaa, stai o secundă, că eu, asta, bețica asta nu e egală cu asta. Davide, eu nu știu că am mers chiar la mijloc, înțelegi tu? Eu am atât. Să zic că o micșorez pe asta, un pic, ca să fie jumătatea, știi, să fie perfect. Și atunci, pică ideea ta. Ai înțeles, Davide? Da. Deci tu, dacă mie mi-a picat completat cu 10, mi-a completat aproape cu ochiul. Deci înseamnă, în momentul în care am picat pe o chestie falsă, din desen, mi este sugerat că ar fi cazul ca și cealaltă să fie egală, cum a ieșit la mine, tot 10 să fie și asta. Și tu ce de pe 20 de 4 ori și gata problema. Oh. Este la geometrie de multe ori, spunem situații așa. Particulare, să nu cădem într-o situație particulare. Deci acum tu m-ai ajutat să-ți spunem așa. Fii atent, David. Ce-ai făcut este tu? Este spectaculos ce spui. Dacă se la segmente, nu suntem atenți, dragilor, și în momentul în care figurăm și încercăm să punem, să spunem, problema respectivă și să o vizualizăm într-un fel. Și dacă am picat, iată cât de repede, am picat într-o situație particulară, în mijlocul acesteia, a însemnat mijlocul celălalt segment de aici, dar din a reacționat, băi, 10 și cu 10, 20 și mă chinui. 20, gata. Și mă chinui profesorii cu tâmpenile acelea. Deci nu-i bun, trebuie să ne explici, domn profesor. Da? Deci o luăm. Dar e perfectă discuția ta. Deci orice moment de ăsta când... L-ai sesizat? Știi ce înseamnă asta? El e în problemă. Da, e acolo, prezent. El e în problemă. El a încercat ceva, a văzut ceva. Corect. Da? Acum am toată convingerea că ești în problemă. Bravo. Și în astfel de momente trebuie să apreciate. Și orice idee care vin la un copil trebuie valorificate. Că să vedem ce, Zidaria, tu până ce unde merge. Ce înțelegi? Păi eu m-am gândit că dacă un sfert plus 10 este jumătate dintr-un segment. Din primul. Asta înseamnă că acel sfert, dacă l-am adunat de două ori, ori doi, aflăm numărul de oi de la primul. Da. Deci, încă o dată, Daria. Deci, insist. Un sfert. Hai, lasă-mă de acolo. Deci,
Jumătatea de sus, jumătatea segmentului mare, deci acest segment, se compară cu sfertul de la al doilea. Corect. Acest lucru mă duce clar cu mintea. Să împart pe primul în două, da? Pe și pe al doilea în patru. Și să mai lua 10. Și să mai iau 10. Mai precis, ca să nu pic în partea aceea pe care David a sesizat-o, aș porni invers. Aș lua segmentul ăsta care să fie jumătatea. Aș lua sfertul mai mic, așa spune, sfertul mai mic, plus 10. Da. Iată cât e. Și ați ajuns la jumătate. Și am completat așa. Da. Mă duc încă o dată cu jumătate. Cu jumătate. Mă duc încă o dată aici. Cu cine? Cu sfertul. 10. Sfertul plus 10. Da. Da. Și astfel se vede foarte bine pe figură. Da? Iată acum se vede foarte bine pe figură. Că am pus sfert plus 10. Sfert plus 10. Și am făcut întregul. Pentru la primul cioban. La primul cioban, da? Da. Și acum, David, ce mai fac? În continuare pun sfertul. Și dacă sunt hotărât să gândesc așa, spun sfertul plus 10, iar sfertul plus 10, și am făcut încă o dată segmentul ăsta total. Am făcut practic dublul oilor de la primul. Că numai până aici, era numărul oilor. Dar fiindcă eu m-am dus încă o dată cu sfert plus 10, sfert plus 10, înseamnă că am dublat segmentul de mai înainte. Corect. Deci la primul cioban am făcut de două ori numărul lor. Da? Iar la al doilea cioban am sfert plus 10, sfert plus 10, sfert plus 10. Adică 4 sferturi și plus 4 sferturi. Plus 40. Plus 40. Este egal 4 cu dublu. Sferturi este egal cu dublu numărul de aici. Da. Vă citesc în continuare? Nu, că aici mai avem treabă. Nu, mai aveți, da. Avem treabă. Până nu mă pricepem, nu facem nimic. Daria, hai, vin lângă mine. Insist. Rostul, toată povestea și tot rolul pe care îl am, este acela de a ajunge cu problema la mintea voastră. Eu dacă nu reușesc asta, mă las din meserie. Ia insistă, Daria, și tu, cum? O secundă, nu? Mai insistă o dată. Vedeți, poate opri. Daria. Deci plecăm așa. Iau din nou. Asta mi se pare mai interesantă explicația asta, da? Ca să fie și mai clar. Deci, el vorbește că jumătate din numărul oilor, de la primul cioban, este mai mult față de sfert. Da? Cu 10. Deci ca să ajung să completez jumătatea asta, trebuie să pun aici cât? 10 ori, 10. Da? 10. Acum, dacă eu mai pun încă o dată sfertul, adică ăsta, și încă 10, am reușit să fac segmentul ăsta dublu. Adică, în clipa asta, pe două sferturi plus 20, am făcut construcția pentru numărul oilor la primul cioban. Corect. Deci două sferturi. Plus 20. Plus 20. Autorul ar fi putut să spună, dacă era drăguț cu noi. Dacă era drăguț cu noi, sigur că putea da. Putea să spună că două sferturi plus 20 egal numărul de oilor de la primul. Două sferturi, adică jumătate. Da, jumătate plus 20. 10 este egal cu numărul oilor de la primul. Dacă el e atât de rău cu noi, n-a fost rău. Ascunde problema. Ascunde, să spune așa. Numărul oilor de la primul, deci numărul oilor de la primul, este cât? Jumătate din oile de la al doilea plus 20. Corect. Era mult mai drăguț cu noi dacă ar fi fost așa. Da, el a vrut să văd dacă știu copiii sfertul, dacă știu jumătatea, altceva. Sigur că da, deci a jucat foarte tare aici. Da. Deci el putea să fie așa de drăguț. Spune. Ăsta este numărul oilor. Iar pentru... La primul. Da. Iar la al doilea înseamnă cu 20 mai mult. Jumătate din numărul oilor, de la jumătate din numărul oilor, al doilea, sau primul are,
Jumătate din numărul oilor și plus 20. Corect. Primul are, numărul oilor la primul, este jumătate. Ar fi trebuit în continuare. Jumătate. Aici sunt cine? Sunt cele două sferturi adunate. Da. Două sferturi adunate fac o jumătate, da? Corect. Jumătate și plus 20. Corect. Cu alte cuvinte, jumătate din numărul oilor plus 20 egal cu numărul oilor de la primul. Întreg. Da. 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 Prima parte am discutat-o, da? Este da? Spectacol. Deci, bă, iată, asta e matematica. De ce e frumos? Fii atent, David. Hai, fetele m-au părăsit, nu vor să fie atente. Dar, David, tu mă saltezi. Hai ca să le agățăm și pe ele, să le împingă și pe ele. Zicea. David, deci spune așa, că sfertul sfertul îi mai trebuie 10 ca să ajungă la jumătate din numărul oilor. Normal. Da? La sfertul din numărul oilor. La al doilea. La al doilea. La sfertul îi mai trebuie 10 ca să fie jumătate din numărul oilor. Din primul. Din la primul. Adică la sfert plus 10, sfert plus 10, înseamnă că am completat pe ciobanul dinainte, da? Pe primul cioban. Pe primul cioban. Deci sfert plus 10, sfert plus 10, înseamnă că am completat exact câte... Totul la ca număr de oi la primul cioban. Știm câte sunt la primul. Da? Dar cele două sferturi adunate, un sfert de măr și un sfert de măr, fac o jumătate de măr. Corect. Da? Deci, practic, numărul oilor de la primului cioban înseamnă... Jumătate plus 20. Jumătate plus 20 de numărul oilor celui de-al doilea. Deci, primul cioban are sfert plus sfert, care înseamnă în jumătate, plus 20, plus 20 de oi. Da? Deci adăugăm 20 de oi la jumătate din numărul oilor din stâna care o are al doilea și obținem numărul de oi de ale primului. Bun. 80 de oi. Să vedem? Nu știu. Jumătate plus 20. Vedem. Deci deocamdată știu doar atât, că primul cioban are jumătate din numărul celui de-al doilea și puncă plus 20, da? Da. Bun. Bun. Partea a doua. Dacă din numărul oilor celui de-al treilea cioban se scad 20 de oi. Deci dacă din numărul celui de-al treilea se scad 20. Deci, urma acestuia va fi egală cu acelui de-al doilea cioban. Adică ar trebui să aibă două segmente și încă 20. Deci, dacă din numărul oilor celui de-al treilea cioban se scad 20 de oi. Bun. Aici fii atent, David. Cu 20 am completat pe primul cioban. Dacă repet schema și mai pun încă o dată segmentul ăsta și încă 20, practic, eu am, în momentul de față, am completat așa... Numărul de oi de la al doilea. Numărul de oi de la al doilea. Totalul. Corect. Sigur că da. Deci, 20 cu 20, iată, 40. Uh-huh. Ei bine, deci ciobanul al doilea are segmentul ăsta, segmentul ăsta... Plus 40. Și plus 40. Da. Și acum, dacă din numărul oilor celui de al treilea cioban scade în 20, turma acestea va fi egală cu celui de-al doilea cioban. Atenție! Nu-i toată asta. Mai e încă un... Atenție, șmecheria. Deci, aici înseamnă 1 pe 2, jumătate. Da. Aici înseamnă 1 pe 2, jumătatea. Deci, fără ăsta stâna celui de-al doilea. Stâna celui de-al doilea este asta făcută. Din asta... Și din asta. Fără capetele astea. Fără cei 20 și 20. Exact. Ăstea 20 mi-au completat numărul oilor de sus. Da. Corect. Așa. Deci cel de-al doilea cioban ar avea așa. Cel de-al treilea. Al doilea. Ar fi ăsta, segmentul ăsta. Și ar fi încă segmentul ăsta și... Încă 40. Acele 40 le-am adăugat noi din nevoie de comparație. Dar cam asta ar fi stâna celui de-al doilea. E foarte important, că altfel noi dăm peste cap problema. Corect.
Bun. Deci, cel de-al doilea cioban are segmentul ăsta și segmentul ăsta. Că cele două jumătăți fac întregul. Corect. Al treilea cioban, la al treilea cioban, ce știm? Da. La al treilea cioban știm așa, că dacă scădem, dacă din numărul oilor celui de-al treilea cioban se scad 20, da, atunci turma acestuia va fi egală cu acelui de-al doilea. Ei, deci la al doilea îl facem mai un pic mai mare și mai punem 20. Că din suma toată, din toată stâna lui, dacă scădem 20, dacă scădem 20, va fi egală cu celui... De acord? Dacă. Nu se știe dacă. Nu, ne facem mișcarea asta. Da. Deci le dăm deoparte ca să fim egalul celui de-al doilea. Acum, am egalul odată ăsta. Da? Da. Deci, practic, ciobanul ăsta al doilea îl luăm noi ca fiind cel care stă la centru, ca și unitate de comparație. Deci ăsta cu ăsta și plus 20 ar însemna de două ori plus 20, da? Da. Ei, să vedem acum sus. Câte ori are fiecare? La cei doi știu acum. Da. Ești plus 20. Da. Deci, practic, dacă din toată stâna scad pe un 20, am de două ori, în suma asta, am de două ori pe al doilea. Da. Păi, corect. Atunci putem să facem două, deci toate 20-urile de la al doilea și la al treilea le adunăm. Zim tu ce ai spus că faci? Adică 20-uri de la al doilea, cele două, le adunăm cu cele de la al treilea. Deci 20-uri de aici. Da, cu 20-uri de acolo, le adunăm cu ăla de jos. Da. Ce ai făcut ăsta, că ești șmecherie tare, mă? Deci tu spui așa, 20-ul ăsta de aici, cu 20 de acolo, să le adun, că ăsta era mai mic, nu? Da. Să-l adun pe ăsta la aici. Și cu celălalt de acolo. Și cu cele 60 e tot segmentul de la primul. Hai, nu cred, Davide. Davide, fii atent aici. Ba. Ca să ne lămurim. 1040. Scădem pe 20. Ăsta ultimul, de la al treilea. Asta. Ca să egalăm. Că ăsta, da? Da. Pe ăsta îl scădem. Da, și ne dă 1020. 1020. Și aici înseamnă de două ori al doilea. Da. Că l-am scăzut pe ele 20, l-am adus pe al treilea la nivelul acestuia. Da. Deci, înseamnă de două ori 2, da, plus de 2 ori 2 e plus 1. Plus primul cioban. Da. Primul cioban. Acum primul cioban trebuie să-l văd de eu comparat cu segmentul de aici. Putem să scoatem surplusurile. Asta e facem. Deci primul ar avea cu 20 în plus. Da. Ăsta ar avea, da? Da. Și atunci ce fac acum? Scad încă un 20. Da, încă un 20. Deci cad încă un 20 de aici, minus un 20, și rămâne cât 1000, da? 1000 înseamnă de două ori primul și de două ori al doilea plus... Plus... Asta care e cât ăsta? Da. Adică de două ori și încă o dată ar fi tot primul? Așa. Deci, de două ori. Dar un segment de ăsta cât înseamnă? Jumătate? Hai să vedem așa. Mergem pe jumătăți. Un segment de ăla ar fi 4 sferturi. Un segment de ăsta ar fi 2 sferturi din toate. Parcă așa am zis noi. Un segment, da, de 2 sferturi face asta, da? Da. Și zicem așa. Aici am... Deci sfertul de aici, așa, ăsta înseamnă un sfert, da? O pătrime.
Aici ar fi... Deci asta este o doime din numărul oilor de la primul, da? Jumătate. Aici, dacă am scăzut, pe cele 20, mi-au rămas tot jumătate. Da. Jumătatea asta a rămas. Că am scăzut noi 10 și 10 și am făcut cât reprezentau oile de acolo. Da? Și jumătatea... Jumătatea e numărul oilor primului cioban. Este da? De 10 mai mare decât sper că... O secundă. Jumătatea... Atenție. Jumătatea decât sfertul. Și când am completat, am ajuns exact acolo. Am ajuns o jumătate din numărul oilor la al doilea, plus 20. E primul. Primul, da. Deci, primul este bucata asta. Tot cu roșu s-o fac. Plus? 20. Plus 20. Acum, deci gândim așa, roz plus roz plus roz plus 20 plus roz plus roz, deci roz plus roz plus roz, da, deci fac 1, 2, 3, 4, 5 ar veni. 5, da? Și aici... 20. Am scăzut pe cele 20 și le scăzut și peste 20, da? 40. Deci din 1000 scădem 40. Din 1040. Din 1040 am scăzut pe 40. Da, și mai scădem încă o dată. Nu mai scădem încă o dată. Când am scăzut odată 20 de aici cu 20 de aici, am scăzut 40, da? Și mi-au rămas câte segmente de roz? Egale. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da? 5 segmente. Da. Adică aici ar fi, dacă ar fi exact. Vorba, da? 5 segmente. Și acum, pe 1000, îl împărțim la 5. Și ne dă 250. Nu, 200. 200 face, 250, da? 200, un segment... Un segment roz. Deci 200 reprezintă un segment roz. Păi atunci un segment plus 20, 220. Primul are 220. Perfect. Ia. Al doilea are... Deci primul are 200 plus 20 egal cu 220 ori. Și al doilea are 220 plus 220, 440. Nu. Are un roz plus un roz, atâta el. Roz plus roz. Adică 200. Atât. Deci 200, al doilea. 200, 400. 200 plus 200. Da. Și egal cu 400. Și al treilea? Și al treilea are cele două segmente, adică 400 plus 20. Da. Deci 400 plus 20. 420. Așa. 400. Deci 400 plus 20. 420. Și acum ne dă, da? Ia să vedem, să adunăm. 400 plus 400, 820 plus 220, 1020. 1040. 1040. Domn profesor, și acum pentru că am aflat, pot să mai citesc o dată să vedem dacă am aflat bine? Da, dar vreau să mai gândim o dată, din 27, problema este foarte frumoasă. Da, ușoară. Da, dacă vă trudim în ea. Deci cât vreme stăm pe deasupra, nu înțelegem nimic, dar ușor, ușor pătrundem. Poftim. Eu cred că o iau încă o dată aici cu raționamentul ca să vedem bine morișca asta, nu? Cum am gândit. Te rog să par de acum o citim pentru da. Prima. 3 ciobani au împreună 1040 bun. De oi. 1, da. Al doilea și al treilea. Jumătate din numărul oilor primului cioban da. Este cu 10 mai mare decât sfertul numărului oilor celui de-al doilea cioban. Deci fac un segment care se reprezinte jumătatea oile. Jumătate. De la primul. De la din numărul oilor primului. Da. Acum noi știm că sunt 220 moi și pe cifre. A, nu vreți. Nu. Deci, jumătate. Da. Decât este cu 10 mai mare decât sfertul. Să iau sfertul și pun un pic, un segment micuț, da? Da. Care înseamnă 10. Da. 10. Da. Acum,
Dacă mai pun o dată sfertul și încă 10, da? Da. Am făcut exact numărul oilor de două ori. Da? De două sferturi și plus 10, am completat oile de la primul. Da. Da. Da? Primul. Deci primul ar fi acum așa comparat. Reluăm problema și ar zice așa. Că primul are față de al doilea, față de jumătate din al doilea, cu un sfert și cu un sfert, fac jumătate. 20 are în plus. Corect. Că 10-le de aici cu 10-le de aici fac 20. Le scădem. Deci atunci o să spun așa. Că la primul voi desena un segment că ar avea aici în capăt 20, care are cu 20 mai mult. Da. Iar al doilea, față de cine? Față de al doilea are. Da, față da. De jumătatea de al doilea. Corect. Face două segmente. Acum faci pe ăsta și încă o dată segmentul ăsta, da? Da. Și în felul ăsta, eu acum am pus în evidență situația concretă la cel de al, la primul și la al doilea. Corect, da. Da? Da. Deci am 1, 2, 3 segmente. Dacă numărul oilor celui de al treilea cioban se scad 20 de oi, turma acestuia va fi egală cu acelui de al doilea cioban. Deci al doilea are mai multe oi. Al treilea. 20. Al treilea are cu 20 mai multe. Da. Deci are adică cu 20 în plus. Exact. Exact. Și acum împărțiți-l și pe la ca să vedem exact. Așa, domnul profesor. Și acum chiar că se vede ca la... Da? În oglindă. În oglindă, corect. Nu deodată putem ajunge. Corect. Credeți-mă muncim. Că dacă... Asta este. Muncim, muncim, muncim. Deci, primul cioban are cu 20 în plus față de jumătate de la al doilea. Din felul în care a raționat. Autorul, dacă era drăguț, ne spune așa. Primul cioban are cu 20 mai mult față de primul, iar al treilea cu 20 mai puțin față de al doilea. Și era mai simplu. Și era foarte simplu problema. Făceam ciobanul de al doilea, care stătea fix și comparam cu cele două secunde. Un capăt aici, un capăt dincolo și era treaba simplă. Și eu ziceam, domnule, s-a văzut, e clar că sunt 5 segmente, 20, 20, scădeam 40. Da, se vede, da, nu și 40, scădeam cele plusurile și... Dar el este șmecher. Că de-aia e problema. Cu cât o face mai întortocheată, cu atât mai interesantă e problema. Da. Și el ascunde partea aceea, devine dificilă când compară jumătatea... Cu sfertul. Cu sfertul. Jumătatea cu sfertul, pentru că aici urmărește cele două jumătăți fac întregul, cele două sferturi fac jumătate. Corect. Da? Aici a vrut să vadă jocul. Exact. Și acum, faptul că am scăzut 20 cu 20 e simplu, da, ca să rămână doar segmentele acestea care mă interesau. Egale. Da. Și ce, la aceea mie am învățit-o la 5 segmente la egale 5. Și am aflat cât e fiecare segmentuț. Acum facem proba. Și acum hai să vedem la numărul de oi. Facem proba. Zicem așa. Primul cioban care are 220. Da. Zice, jumătate din ele, adică 110. 110, da. Față de sfert înseamnă 100. 100, da. Față de sfert. Da. Este cu 10, jumătate din, este cu 10 mai mare decât sfert. Corect. Da, de sfertul e 100 și 110 de jumătate. Da. Deci 110 e mai mare cu 10 față de sfert. Da. Corect. Dacă din numărul oilor cel de-al treilea se scad 20, adică din cel de 20 scădem 20, oile sunt egale cu acelui de-al doilea. Turma acestuia va fi egală cu celui de-al doilea. Este perfect. Da? Am verificat. Din 420, din 420 scădem pe 20, 20 adică capătul de aici, ne-a rămas 400. Exact de al doilea. Ha, i-am dat de capăt. Le-am urmărit aici, nu? Hai să-l iau încă o dată. La probă, proba pur și simplu, acum numerele acestea, am vrut să vedem dacă corespund raționamentul de autor. Acum nu e la fel ca al doilea, că e 420. Păi dacă da, scădem 20. Scădem de 20, că zice, are impulsia. Da. Scădem până la 20, atunci face 400. Deci dacă spune. De la al treilea scădem 20, o să aibă atâtea oi cât are și al doilea, corect? Da. Păi 420. El avea 420, da? Da. 420.
e clar. Minus 20, minus 400. 20 l-am făcut, dând cele 20 de oi din cârdul lui deoparte, 20 am fost, devine 400 ca cel de-al doilea. Corect? Da. Corect. I-am dat de cap. L-a dus el, grea domn proprie. Foarte frumos. Haideți să vedem cine rămâne din lecția asta, cu ce rămâne. Da. Câte minute mai avem? Cred că nu mai avem. Ca să sintetizăm. Să sintetizăm, da. Așa că s-o obosiți, domn profesor, da. 40. Deja putem să ne oprim. Da, ne oprim să sintetizăm. La sinteză scritul, vitușesc. Da, scris. Vin, vin, domn profesor. Este important să scriem partea asta de sinteză. Darea, tu ai adormit, da. Poate da, Darea, o visez în seara asta. O punem pe internet, sigur. Și le luăm problema asta o dată, de două ori, de șapte ori, până când, cu calculatorul, deci, pui, oprește aici, mai pui înapoi bucata aia, n-ai înțeles-o aici. Ia să vedem ce spune profesorul, că nu știu. Aici Darea, Darea, știi ce? M-ai făcut extraordinar, serviciul ne-ai mai pomenit. Așa se întâmplă la clasă. De foarte multe ori elevul este într-o stare de oboseală, că n-ai ce-i face, poți să trage. Și atunci ce șansă are? Invenția mea, cu lecția înregistrată, este o șansă imensă, pentru că el acasă, când e odihnit, își pune lecția și o revede de două, de două, de șapte, ori, de nouă ori, până când o înțelege. De aceea mă aflu în top, de aceea am să vă spun că am fost sunat de, astăzi de o fostă ministră a învățământului și mi-a propus o întâlnire, o dat peste prof online și lucrurile se duc într-o direcție bună. Probabil că așa trebuie să se întâmple. Dar asta e munca pe care o facem. Deci, unu, ce lucruri am discutat astăzi? Am discutat despre divizibilitate. Divizibilitate. Deci, divizibilitate, așa. Da, despre... Doi, despre, cum se spune? Teorema împărțirii cu rest. Trebuie să spun și teorema împărțirii cu rest. Numele care se fac la 4, la 3, la 2... Criterii de divizibilitate. Aș zice, criterii de divizibilitate. Am învățat că un număr se divide la 8. Că asta. Criterii de divizibilitate. Da, da. Asta înseamnă, da. Criterii am de divizibilitate. Am învățat divizitor. Divizor. Divizor. Da, divizor. Ce zi-mi mai bine da. Eu-s clasa afară, domnul profesor, ați învățat lucrurile așa de noi. Divizori. Da. Numere. Numere prime. Bravo! Așa. Atunci când restul s-a făcut. Fără rest, deci împărția ai făcut exact. Da. Da. Și mere prime. Numere prime. Astea au fost lucruri importante și șase am făcut problema asta. Problema asta cu oile care... Că a fost teribilă. Foarte frumoasă, domnul profesor. Cum se spune mai la problema asta? Cum se spune despre ce a fost vorba în mersul apoi, ce a fost? Presupunerii n-au fost? Nu, este figurativă. Da, este figurativă. Metoda figurativă, exact, am făcut desen. Da? Metoda figurativă. Am aplicat aici, da? Am găsit noi să... cu segmente. Dar tot atât de bine puteai să faci cu copaci. Știu, un jumătate de copac, un sfert de copac. N-are importanță. Important este că tu vrei să vizualizezi ca să... Mintea noastră nu poate alerga și nu poate abstractiza atât de bine. Esențial a fost segmentele acele cinci. Și puterii ați învățat. Așa. Și puteri. 7 la 3, 5 la 4. Da, da, da. Dar se înțeles puteri. Da, da, da. Puteri. A, da, 7 la 5. Da, 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 da. Deci aceste lucruri foarte importante. Pentru tura viitoare, dacă aveți timp, care din voi vreți și vă face plăcere, eu vreau să găsiți probleme sau exerciții, să-l punem pe domn profesor în dificultate. Da, da, vă știu, mult. Mă bucur extraordinar să... Da. Da? Nu, să le, ei să le poată rezolva, să știe să le rezolve ei. Să compună probleme, de fapt. Compună. Da. Deci eu v-am lăsat să compuneți problema aceea. Ieri am avut problema aceea comparații sau nu știu ce. Fază ipoteză. Dar compuneam după ce ne-ați spus dumneavoastră între ce dar e numere. Important. Dar acum compunem noi ce totul la început, poate mai bine. Da, poate mai bine. Tu vezi problema aceea, cum am făcut-o, deja este expusă. Expusă, am înțeles. E pusă, tot e pusă. Atunci, pe baza problemei acelea, ai vei înțelege tu metoda falsă ipoteze în ce constă. Și atunci, mâine, când ne vedem, ce bine ar fi să este bunicuțul care s-a dus la piață și avea două coșuri, unul cu mere, unul cu pere. Da.
Așa. Și împreună cântăreau atâta și luați nu știu ce sumă de bani acolo, da? La revedere, clasa 4-a, 5-a. Dacă nu vezi șomer, nu uita de...